Povestea mea cu blockingul a început într-o joacă pe 1 ianuarie 2008, după un revelion pe care l-aș descrie ca fiind plictisitor spre nereușit. Citam de câțiva ani bloguri generaliste, iar asta m-a inspirat să-mi încerc și eu mâna la scris. Bineînțeles, atunci când aveam avantajul faptului că în mediul online nu erau la fel de mulți critici ca acum. Recitind primele articole, după ce mi-am mutat blogul de pe WordPress pe domeniu propriu, mi-am dat seama că erau cel puțin ridicole. Nu am vrut să le șterg, însă fiindcă sunt parte din evoluția mea și parte dintr-un moment ce a marcat începutul unui parcurs interesant. Aud adesea în rândul prietenilor mei și cunoștințelor faptul că cel mai mare beneficiu de a avea un blog este accesul la experiențe care altfel ar fi inaccesibile. Mă regăsesc și eu în această afirmație și pot spune că privind înapoi am acumulat o mulțime de povești care mă fac să zâmbesc. De la conferințe de comunicare, la interacțiuni cu specialiști pe care îi admir, de la onoarea de a asista la testarea unei rachete spațiale în largul Mării Negre și până la o sesiune de off-road prin munți, toate sunt experiențe pentru care sunt recunoscătoare și care mi-au oferit oportunitatea să trăiesc senzații noi în contexte inedite. Blogul mi-a adus nu doar experiențe, ci mai ales șansa de a cunoaște oameni extraordinari. Fie că erau ingineri, specialiști în marketing, chimiști, artiști sau brand manageri, de la fiecare am învățat câte ceva. Și cel mai important este că blogul mi-a adus prieteni buni care mă inspiră și mă motivează în fiecare zi. Mi-aș dori să am timp să scriu mai des, mai bine, să acord blogului mai mult timp, dar nu reușesc întotdeauna. Cert este că blogul mi-a dat oportunitatea de a mă dezvolta profesional și personal cum puține lucruri ar fi făcut-o, iar pentru acest lucru merită să fac un efort pentru a-mi face timpul necesar să scriu. Pe andrazaharia.ro veți găsi gânduri personale despre comunicare și marketing, informații de la evenimentele la care merg, recomandări de branduri în care cred cu sinceritate și pe alocuri muzică electronică și povești despre artiștii mei preferați din această zonă. Aș vrea să vă mulțumesc vouă, celor care mă citiți și acordați atenție și timp rândurilor scrise de mine. Chiar și după 7 ani, mi se pare un mic miracol acest lucru și mă bucur de el ca un copil. Să ne citim cu bine!